Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video aș vrea să vă arăt lucrurile esențiale pe care consider eu că trebuie să le am acasă în această perioadă, în acest sezon rece, în care bebelușii, copiii, desigur și noi, suntem mai predispuși la a ne îmbolnăvi, la răcii, mai exact. Și acestea le-am achiziționat sau acumulat în perioada de care v-am povestit în celălalt vlog despre înțărcare, în care el a fost aproximativ o lună, o lună și ceva, tot răcit. Și mă gândesc că dacă le-aș fi avut de la început, poate că i-aș fi ușurat, eu știu, starea, pentru că, da, nu pot să garantez că i-ar fi trecut mai repede. Bun! Răceala, după cum știți, reprezintă diferite afecțiuni ale căilor respiratorii și în 80 până la 90 din cazuri, la 100 din cazuri, sunt virale. Asta înseamnă că nu trebuie tratate cu antibiotic. Am vrut să specific asta pentru că noi românii, în general, avem tendința să luăm medicamente de capul nostru, dar pentru că am citit sau am auzit sau că a funcționat la altcineva. Bun, da, ce să spun? Dacă sunt virale, se pot lua, desigur, din aer, după tuse, eu știu, strănut, a altor persoane care sunt deja, eu știu, bolnave, infectate, sau la copii, ei având mereu tendința să bage lucruri în gură sau așa, evident, obiecte sau jucării care sunt deja atinse sau băgate în gură, de ce nu, de alți copilași și ei bolnavi. Bun, media unei astfel de, eu știu, răceli este de aproximativ 7 până la 10 zile, deci cam atât ar ține și este ceva normal ca bebelușul să se îmbolnăvească aproximativ de 8 ori pe an. În funcție de vârstă, în funcție de colectivitatea în care se află, poate fi de 7 ori, poate fi de 12 ori sau așa, dar cam asta ar fi media, așa că nu vă panicați. E destul de normal ca ei să se îmbolnăvească destul de frecvent. Bun, ce ar trebui să facem în momentul în care vedem că sunt bolnăviori? Este important să aerisim casa, să nu-l îmbrăcăm gros dintr-o dată, că a răcit, și să-l scoatem la aer. E foarte important. Nu știu de ce pe vremuri era mentalitatea asta că dacă e bolnav trebuie ținut închis în casă și este greșită. Deci trebuie scos la aer, tocmai de asta trebuie și aerisit ca să nu respire, eu știu, aceleași virus, același aer care este infectat. Și este important ca totuși în perioada de la început să nu fie dus în colectivitate. Deci este o diferență scos la aer și dus la, eu știu, grădi sau creșă. E o diferență mare. Bun, ce ar mai fi important în această perioadă ar fi hidratarea și vitamina C. Acestea două ajută foarte mult și la prevenție. Așa că în perioada aceasta sucuri naturale, eu știu, ceaiuri, în funcție de vârstă, evident, diferite legume care sunt bogate, de exemplu, brocoli, conopido, mă rog, știți și voi. Bun, și alăptarea, desigur, dacă încă îl alăptați așa, este foarte important. De fapt, este posibil ca în o perioadă să primească doar lapte, în anumite cazuri, dacă are, eu știu, dureri de gât sau, mă rog, nu trebuie să vă panicați. Bun, și acum haideți să trecem la obiecte, mai exact. Deci, în momentul în care bebelușul este scos afară, este foarte important să îi fie curat nasul. Da? Deci, pentru igiena nasului, eu folosesc ser fiziologic, deci se poate, eu știu, soluție salină sau apă de mare sau diferite, dar cam același lucru este la bază. Astea sunt pe care le folosim noi. Și dacă în perioada în care eram mic foloseam această pompiță, poate fi de ajutor și în această perioadă, dar pentru că Ianis e destul de mare și se aduna destul de mult, am achiziționat batista bebelușului. Se pune la aspirator și nu vă faceți griji, nu este atât de puternică încât să-i scoată creierul copilului, că așa pare gândindu-ne că va fi băgată la aspirator. A fost super eficient, am folosit-o cam de 2-3 ori pe zi,
Însă, după ce am citit că dacă noi curățăm bine năsucul și se duc secrețiile spre ureche și poate face otită, atunci este mult mai periculos, mult mai multe dureri și un alt fel de tratament. Așa că este foarte important să-i curățăm năsucul. Bun, cam asta ar fi fost pentru năsuc. Apoi este important să mai avem în casă termometru. Noi deocamdată îl folosim pe acesta, dar cât a fost bebe, l-am folosit pe acesta, evident, pe cale rectală. Dar acum, pentru că mi-a fost important să-i măsor temperatura și în timpul nopții și așa, l-am luat pe acesta, e din ăla cu infraroșu. Acum cu toată lumea cu corona, cu siguranță, știți, 36,3. Bun, inițial îl comandasem pe ăla pentru ureche, dar îl comandasem de pe Amazon, dar s-a pierdut între timp sau ceva și până la urmă l-am luat pe acesta. Și da, despre acesta, aș vrea să spun nu despre termometru, ci despre temperatură, este că până în 38,5 nu este febră, este doar temperatură ridicată. Așa că aveți grijă la cât de repede îi administrați diferite medicamente. Deci eu până la 38,5 nu îi dau nimic, pentru că așa am fost sfătuită de doamna doctor. Și doar de la 38,5 încerc cu paracetamol supozitoare, cam asta e. Și na, puteți Nurofen sau Nureflex se cheamă aici, puteți avea în casă. Pentru prevenții, adică pentru cazuri de urgență în perioada care, eu știu, este weekend sau ceva de genul și nu puteți să mergeți la doctor. Dar până la 38,5 la copila și mai mari e ok. Sub 3 luni este important să nu-i administrați nimic și să vă prezentați la medic. Bun. Cam asta a fost. Apoi, legat-o de medicamente, să zic, dar nu sunt neapărat medicamente, este acesta. Mie mi se pare, eu sper că se vede sau se focalizează, asta pentru mine e foarte important, pentru că este în genul la Diana. Crema aceea mentolată care se dă pe piept, pe spate, pe tălpi sau așa, la oameni mari. Acesta este un balsam, se cheamă, pentru bebeluși de la 6 luni. Se poate administra, deci mai repede nu. Și la fel, se poate da pe piept, pe spate, când are tuse și este natural. Este cu eucalipt, timian și nu știu ce este, terpentin, mă rog, uleiuri esențiale. Și da, deci după ce l-am dat, după 2 zile, nu am mai avut nicio tuse, m-am și mirat. Evident, puteți folosi și uleiurile esențiale, însă eu am fost destul de sceptică pentru că m-am gândit să nu fie prea puternice și diluate. Așa că acestea care sunt preparate la farmacie, am avut, eu știu, mai multă încredere. O, da, are mai multe. Ciprese, maioran, muscat, mai multe chestii. Da. Legat de asta și ultimul lucru care consider că este important este să aveți un difuzor. Deci se pot folosi acele uleiuri fără nicio problemă, dar eu le-am pus în difuzor. Acesta este cel pe care îl avem. Aceasta sunt uleiurile, am folosit RCU, e o combinație tot cu eucalipt și diferite uleiuri care ajută la răceală și da, cam asta a fost. Acesta e interesant pentru că are și sunete oarbe, însă nu trebuie să-l luați pe acesta, evident. Bun, cam asta a fost, timpul meu s-a terminat pentru că tocmai ce mi-a auzit pe băieți că s-au întors acasă și da, sper să vă fie de ajutor. Sper să nu vă îmbolnăviți, vă doresc multă sănătate vouă și copiilor și ne vedem în videoul viitor. Mua!